Bună, dragilor, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă fac un tutorial pentru acești papucei. Nu sunt greu de făcut. Cu ocazia aceasta vă voi arăta și cum se face branțul pentru sandale. Pentru aceasta avem nevoie de talpă. Eu la aceștia am folosit o talpă Lily. Apoi avem nevoie de branț și materialul pentru branț. Deci aici avem branțul și materialul pentru branț. I-am făcut conturul la branț, apoi am tăiat cu 5-6 mm mai mult ca să ne poată ajunge peste margine. Așa. Apoi mai avem nevoie de centimetru cu care vom măsura talpa de jur împrejur. Mai avem nevoie de o pastă, un pix cu care vom semna talpa. Apoi o sulă cu care vom perfora talpa. Talpa aceasta eu nu am perforat-o cu cleștele pentru că nu știu cum se pretează și n-aș vrea să o stric. Deci am găurit-o din centimetru în centimetru. Aici talpa are ceva găuri, dar nu sunt la un centimetru una de cealaltă. Și atunci eu am măsurat mai jos. Aici. Și am găurit din centimetru în centimetru. Așa. Deci când am găurit-o, am prins puțin și din de aici. Deci am găurit talpa după ce eu am măsurat-o. Deci am măsurat-o, am semnat-o, am găurit-o. Așa. Apoi avem nevoie de eu am făcut cu alize Diva codul 57. Aici este codul. Codul 57. Alize Diva Silk Effect pus în două fire. Așa, mai avem nevoie de croșeta de numărul 2, croșeta numărul 3. Așa, un cleștișor pentru perforatul branțului. Soluție. Eu folosesc soluție la rece de la fetele care au tălpi. Așa. Deci după ce am pregătit talpa, am măsurat-o, am găurit-o de jur împrejur, o punem deoparte și vom lua branțul. Vom pune materialul cu fața în jos. Apoi vom unge cu soluție. Vom unge cu soluție tălpicul. Îl vom unge bine și pe margini. Așa, nu foarte gros, pentru că ne va ieși prin pânză sau prin material. Deci după ce facem conturul la branț, îl tăiem și lăsăm vreo 7 mm, o să măsor imediat. Așa. Asta este o soluție la rece, nu este o soluție la cald, deci nu va trebui să o încălzim ca să se usuce. Deci cam 8, 0,8 sau 1 centimetru. Lăsăm de jur împrejur. Ca să ne ajungă, după cum v-am spus, să îndoim peste. Deci vom pune branțul aici. Îl vom lipi bine. Așa se face la oricare dintre
branturile pentru sandale. Și eu am crestat cam din 2 în 2 centimetri. Acum nu e neapărat să fie egal. Am crestat branțul de jur împrejur. După ce l-am crestat, voi lua din nou soluția și voi face în felul următor. Voi face pe margine și pe pânză și pe marginea tălpicului cu puțină soluție. Nici aici nu trebuie să fie multă pentru că va ieși pe margine. Și vom pune așa de jur împrejur. Facem și pe tălpic. Sper că n-am ieșit din cadru. Eram atentă aici. Deci, vedeți, am făcut de jur împrejur cu soluție. Așa. Închidem soluția. Așteptăm 2-3 secunde. Și apoi vom face în felul următor. Vom împinge ca să vină peste ea. Da. Așa. Și pe partea aceasta. Vedeți că am lăsat călcâiul și vârful nefăcut. Și acum la călcâi vom face în felul următor. Vom pune palma, o vom strânge căuș așa și vom aduna aici. Așa, acum o mai aranjăm puțin. Pentru că aici trebuie să fie rotundă, să nu se vadă colțuri. Deci o vom împinge până ne va ieși rotundă. La fel și cu partea din față. Facem palmă căuș și o adunăm. O adunăm aici. Acum, dacă rămâne ceva plusuri, putem să le tăiem ca să nu ridice. Așa. Scuzați pentru gălăgie. Și acum avem și tălpicul și talpa. Așa, acum va trebui să măsurăm din centimetru în centimetru tălpicul. Deci vom face un semn aici, la mijloc. Da, facem un semn aici, la mijloc. Apoi, eu pui centimetru cu semnele de la centimetru în sus. Da. Și încep să semnez din centimetru în centimetru. Și mergem așa cu semnatul de jur împrejur.
Îl pun așa, invers, pentru că să văd piciorușele cele mai bine. Dacă le punem de la centimetru. Acum voi faceți cum vă este mai ușor. Și mergem de jur împrejur cu măsuratul. Acum, după ce am măsurat. Acum, după ce am măsurat din centimetru în centimetru, vom lua cleștele perforator și vom perfora la semne. După ce am perforat de jur împrejur, deci am îmbrăcat branțul, am perforat de jur împrejur, vom lua croșeta numărul 2 și vom începe să lucrăm branțul. Tragem firul, vom lucra exact ca și la tălpi. Băgăm croșeta, tragem firul, lucrăm, facem un ochi de lanț. Nu știu ce mi s-a întâmplat, că am văzut că nu a registrat cum am început să perforez. Se mai întâmplă. Dar acum voi ști să perforați din centimetru în centimetru. Așa. Deci facem între ele un loc de lanț și mergem de jur împrejur. De lanț, tragem bucla, lucrăm și vom merge așa de jur împrejur. Acum, când am ajuns aproape la capăt, așa. Și vom băga prin primul ochi, primul picioruș cu care am început. Vom face un ochi de lanț și vom tăia firul. După ce l-am tăiat, îl vom trage pe sub câteva din astea. El va veni oricum în talpă. Așa. Vedeți că în partea cealaltă, când am început, am prins firul sub în lucru. Acum, deocamdată, lăsăm așa branțul. Vom lua talpa. După ce am semnat-o din centimetru un centimetru, am găurit-o cu sula. Vom lua croșeta numărul 2 și vom face în felul următor. Agățăm firul și lucrăm. Facem un ochi de lanț. Băgăm croșeta. Tragem firul, încet, lucrăm, facem un ochi de lanț, băgăm croșeta, tragem firul, facem un ochi de lanț, băgăm din nou croșeta,
un pic merge mai greu, că trebuie să, așa, și vom merge așa de jur împrejur la toată talpa. Da, vedeți, așa arată. Pe picior e cam mic ca la podul, dar merge. Deci vom merge cu piciorușele acestea de jur împrejur. Acum, când am ajuns aproape la capăt, am făcut ochiul de lanț. Până la urmă tot găsim. Așa. După ce ajungem la capăt aici, băgăm prin primul ochi, pe primul picioruș, și tragem bucla, tragem și prin cea de pe croșetă, tragem așa bucla și nu o vom tăia, vom lăsa așa. Acum vom unge puțin branțul. Pe mijloc. Pentru că oricum va veni prins de margine, doar pentru stabilitate până ne prindem noi talpa de... Așa. Acum vom pune branțul. Așa, vom ține puțin apăsat. Să se fixeze. Ops, scuze. Eu am legat puțin. Am pus aici. Așa. Vom lua croșeta de numărul 3. Acum vom lua croșeta de numărul 3. Și cu bucla ce am lăsat-o aici, vom potrivi să vină picioruș, picioruș aici. Și vom face, vom trece și prin firul dintre cele două piciorușe de aici și dincolo și vom face câte două piciorușe în fiecare spațiu. Deci am făcut unul și mai facem unul. Și în următorul. Acum, dacă nu vi se potrivește fix exact sus cu partea de jos, trebuie neapărat să faceți câte două piciorușe în spațiu dintre piciorușele din talpă, ca să vină exact firele. Da? Deci, în spațiu dintre cele două piciorușe din talpă, trebuie mereu să vină două piciorușe scurte.
Și mergem așa mai departe, tot cu două piciorușe scurte, de jur împrejur, până ajungem din nou aici. Deci prindem talpa de partea de sus. Deci, după cum observați, picioruș la picioruș vine, dacă este măsurată corect. Dar dacă ceva nu vă iese, important este să faceți două piciorușe în partea de jos. Deci dacă fix nu vine aici, bine, deci neapărat trebuie să aveți două piciorușe între fiecare picioruș din talpă. Așa. Deci luăm și partea de la talpă și partea de la branț și le prindem împreună. Așa. Până ajungem la capăt. Ops, că am băgat prin ăla. Dar dacă e măsurată și talpa și branțul bine, sigur vor ieși la centimetru. Așa. Încă două. Și am ajuns la capăt. Aici vom face un pas alunecat. Tragem bucla. Și vom tăia firul. Așa. Apoi vom ascunde firul. Și îl vom împinge cu spatele forfecelor sub talpă. Așa. Deci am terminat de prins și brațul. Da, vedeți, au ieșit. Bine. Acum vom începe să facem baretele. Dacă băgăm la podul ăsta mic, așa arată. Stă foarte bine pe picior. Sau ca la pod din asta, cum au fetele la care au tălpi. Așa, deci va trebui să începem să facem baretele. Eu am făcut baretele separat. Pe talpă este mai greu de făcut. Și am măsurat două degete în partea de în vârf. Deci ar veni cam aici. Vedeți? Deci ar veni cam aici și îndrept cu el în partea asta altă. Deci am măsurat două degete, apoi punem drept și ar veni aici.
sau chiar puteți număra câte aveți la una, să fie și la cealaltă. Aici avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 picioare. Și acesta nu numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedeți exact până unde am făcut semnul. Aici, în partea de jos, vom măsura cam 5 degete. Da? Cam 5 degete. Și vom, până unde vom avea, unde ne vor veni acestea. Și în direcție cu el, pe cealaltă parte. Deci aici jos 5 degete avem. Da? 5 degete sau așa, dacă vreți. Sus 2 degete. Și acum să începem să facem baretuțele. Baretuțele le-am făcut în felul următor. Deci voi puteți, în funcție de talpă, în funcție de talpă, să faceți dimensiunea baretelor. Aceasta este o talpă care are interior 25,5. Și eu am făcut în felul următor. Un lanț din 28, lăsăm un pic de fir cu care vom coase baretele. Vom face un lanț de 28 de piciorușe. 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Acum, când am făcut 28, ne întoarcem și în primul ochi facem un picioruș scurt. Și mergem cu piciorușe scurte până la capăt. Deci mergem cu piciorușe scurte până la capăt. Ups. După ce am mers cu piciorușele scurte până la capăt, deci mai avem aici, în ultimul picioruș, aici unde avem firul, vom face două piciorușe. L-am strâns un pic mai tare. Deci în ultimul vom face două piciorușe. Și veți vedea de ce. Așa. Facem un ochi de lanț, ne întoarcem, facem un piciorul scurt în primul, luăm jeteu, tragem bucla și tragem prin toate trei. Deci facem un piciorul dublu mediu. Acum vom face un picioruș alunecat, din nou un picioruș dublu mediu, din nou un picioruș alunecat, un picioruș dublu mediu, deci din nou un picioruș alunecat, picioruș dublu mediu, piciorul alunecat, un dublu mediu, piciorul alunecat, piciorul dublu mediu,
piciorul și alunecat. Vom merge așa până la capătul rândului. De înmulțit, acolo unde facem două, vom înmulți doar pe în capătul când ajungem la fir. Deci luăm jeteu, vreau să spun doamnelor care nu sunt abonate că nu le costă nimic. M-au întrebat multe după ce am postat tutorialul cu papucii roșii, dacă am tutorial la ei. Dacă erau abonate, primeau notificare și oricum nu le costă nimic. Deci nu se plătește pentru abonament. Așa, acum am ajuns la capăt. Am făcut bine, da. Să aveți grijă să nu faceți două piciorul gemenii sau un piciorul și alunecat, două lângă oaltă, la fel. Acum, în ultimul, avem piciorul dublu mediu, facem un ochi de lanț, ne întoarcem și uitați cum arată pe partea aceasta. Acum, după ce am făcut ochiul de lanț, ne-am întors și vom lucra în piciorușul de aici. Deci nu vom băga așa prin ele, ci doar în partea din afară. Da? Deci băgăm croșeta. Să vă arăt mai aproape. Deci nu băgăm croșeta așa prin el, ci doar o aripă de la V vom lua. Și vom merge așa până la capătul rândului. Așa. Vreau să vă mulțumesc tuturor și vreau să știți că mă bucur foarte mult că vă plac lucrările mele. Sunteți femei harnice, fete minunate. Mă bucur că a prins croșetatul așa bine la toată lumea. Sunteți niște croșetărese minunate. Am văzut lucrări deosebite, foarte frumoase lucrate. Deci trebuie să aveți grijă să lucrați egal. Atunci lucrul va ieși frumos. Acum când ajungem aici în capăt, vedeți, suntem în capătul unde-i firul. Așa, și vom băga din nou de două ori, da? Deci aici vom înmulți. Vom face un ochi de lanț. De ce înmulțim doar în partea aceea? Uitați-vă aici. Deci aici îl facem drept, la partea de sus. Lucrăm drept. Iar aici va veni în V, cum se duce pe lângă el, da? Deci aici, în partea de sus, va veni egal, drept. Vedeți cum merg aici, da? Aici sunt drepte, în părțile de sus, iar aici vin în cu colț puțin.
Așa, deci după ce am terminat și rândul acesta, vom face în felul următor. Vom face un piciorul scurt. După piciorușul scurt, vom lua jeteu. În următorul ochi vom face picioruș dublu, mediu, apoi pas alunecat, din nou picioruș dublu, mediu, pas alunecat, picioruș dublu, mediu, pas alunecat. Așa. Da, vreau să vă mulțumesc pentru aprecierile pe care le primesc la pozele ce le postez. Îmi dau mă simt foarte bucuroasă. Îmi dau putere să merg mai departe, să fac lucrări tot mai frumoase, lucrări care le împărtășesc la fel cu voi. O să încerc să fac tot mai multe tutoriale. Da, am lucrări care încă nu am făcut tutoriale la ele, dar în scurt timp, voi face și pentru acelea. Dar în limita timpului disponibil și deci vedeți aici nu înmulțim în partea aceasta. Am făcut un ochi de lanț, ne întoarcem. Vedeți cât de frumos ne-au ieșit rândurile. Ne întoarcem și în spatele fiecărui veu, deci în partea aceasta vom băga croșeta să le lucrăm. Da? Deci nu băgăm croșeta cum am fost obișnuite aici, ci doar într-o singură aripă a V-ului. Așa. Și vom merge la fel cu piciorușe scurte. După ce am mers cu piciorușele scurte, la fel, vom veni din nou cu un rând care, cum a mers în partea aceasta. Deci avem nevoie să avem 3 rânduri. După ce terminăm cele 3 rânduri, vom face partea cu care am înconjurat. După ce am venit și cu ultimul rând, care îl facem cu piciorușe scurte pe partea din spate. Deci, când sunteți la partea cu firul, să nu uitați să înmulțiți de fiecare dată când ajungeți la capătul acesta. Deci aici vom face două piciorușe, da? În ultim. Și acum vom face în felul următor. Facem un ochi de lanț, ținem de fir, lăsăm un ochi liber, în următorul vom băga croșeta, tragem firul și tragem prin amândouă. Vedeți că nu am întors lucru. Și mergem pasul racului, deci mergem înapoi. Ținem de fir, lăsăm un ochi liber, în următorul băgăm croșeta,
tragem firul și lucrăm amândouă firele. Și din nou băgăm croșeta, tragem bucla și le lucrăm. Unul liber, unul liber, așa. Când ajungem la capăt, în partea aceasta, o vom face în felul următor. Să băgăm și în ultimul. Ups. Am pierdut firul. Așa, acum, când am ajuns la capăt, întoarcem bareta și vom face în felul următor. Băgăm croșeta, tragem firul și facem pas alunecat. Băgăm croșeta, tragem firul și facem pas alunecat. Să aveți grijă să nu strângeți prea tare ca să nu rămână la dimensiunea care trebuie. Așa. Și acum când am ajuns din nou aici, facem un ochi de lanț, întoarcem din nou pe față. Și băgăm croșeta, lăsăm unul liber, băgăm croșeta, tragem firul și vom merge așa până la capătul baretei. Deci baretele acestea se fac la fel și la un picior și la celălalt. Așa. Iar când ajungem aici la capăt, vom tăia firul. Așa. Deci aceasta este prima baretă. Așa, vom lega aici. Îl vom ascunde puțin. Așa. Acum, deci va veni prima baretă aici așa. Deci să nu puneți cu colțul în sus, că nu are cum să meargă. Deci va veni prima baretă așa. Vedeți, la fel este prima baretă și aici așa. Deci prima baretă am terminat-o. Vedeți că vine cu colțul în jos și va veni aici așa. Bun. Deci am terminat prima baretă. La piciorul ăsta alt va fi bareta aici. Da?
La piciorul ăsta e bareta asta, la piciorul ăsta este așa. Acum vom începe să facem a doua baretă. Și vom face din nou, lăsăm un pic de fir și vom face din nou 28 de piciorușe, de ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Deci facem 28 de ochiuri de lanț. După ce am făcut cele 28 de ochiuri de lanț, în primul ochi, de data aceasta, vom face două piciorușe scurte. Și vom merge mai departe cu câte un picioruș scurt în fiecare picioruș. Doar primul, în primul vom face două piciorușe scurte. De data aceasta vom înmulți în partea unde nu avem firul. Deci mergem cu piciorușe scurte până la capăt. Acum când am ajuns la capăt, aici nu vom mai mulți. Vedeți? Aici va merge drept. Ne întoarcem. Deci am mers până la ultimă, am făcut un ochi de lanț. Ne întoarcem. Facem un picioruș scurt. Luăm jeteu și vom merge cu modelul de la prima. Opa, pasă alunecat. Așa. Voi, dacă vreți, puteți să începeți lanțul direct pe talpă, dar merge mai greu, mai fără spor. Puteți să faceți 28 și să vă legați de interior. Deci va trebui cam cu două degete mai sus. Deci dacă veniți cu lanțul, să faceți lanț direct, să lucrați pe talpă, va trebui să legați de aici și să veniți mai sus cu două degete decât cele 5 care v-am arătat. Așa. De data aceasta, după cum v-am spus, vom înmulți în partea unde nu avem fir. Deci la una înmulțim în partea unde avem firul, la a doua baretă înmulțim în partea unde nu este firul. Este un model foarte ușor. Așa. Așa. Deci acum când ajungem aici la ultima, deci facem pasul alunecat și mai facem încă o dată aici. Facem un ochi de lanț, ne întoarcem și pe spatele la fiecare mergem cu firul. Deci când venim înapoi, iar vom înmulți, vedeți că deja merge într-o parte. Deci nu uitați, de fiecare dată când ajungeți la capătul unde nu avem firul, să înmulțiți. Deci la o baretă se înmulțește la capătul unde avem firul, la cealaltă se înmulțește în partea unde nu este firul. Da? Deci aici avem ultima. Facem un ochi de lanț și vedeți,
cum merg ele, da? Și facem așa până avem 3 rânduri și o terminăm la fel ca și aceasta. Da? După ce am terminat amândouă baretele, deci observați, la una am înmulțit în partea unde este firul, da? În partea unde este firul, aici este înmulțit, iar la cealaltă este invers, da? La partea unde nu avem fir, acolo am înmulțit. Acum le vom pune aici, da? Cu vârful în jos, cu vârful în jos. Așa. Și vom începe să coasem. Deci am pus aici două degete, la fel și aici. Da, și vom face pe direcție. Deci aici și partea aceea aici. Și vom coase. Deci prima baretă care vine în felul acesta. Așa. Vom ține bareta așa ca să vină. Vedeți, coasem în fiecare picioruș scurt de aici. Vom băga în fiecare picioruș de la baretă. Dar ținem bareta ca să fie așa, să iasă frumos. Una, 2, 3, 4, 5. Deci va trebui 1, 2, 3, 4, 5. Să avem la fiecare cusătură pe distanță egală. Deci va trebui să avem 1, 2, 3, 4, 5. Da? După ce am făcut cele 5, vom ascunde firul. Deci am cusut pe aceeași distanță, trebuie să le coasem pe toate. Acum voi, dacă faceți mai late baretele, vă luați după prima care o ați cusut, să aveți și celelalte. Acum vom pune partea aceasta unde am măsurat cele 5 degete, da? Aici. Și vom pune colțul aici. Da? Și vom începe 1, 2, 3, 4, 5. Vom începe să coasem de aici. Da? Deci dacă semnul nostru este aici, da? Cele 5 degete. Se
semnul nostru este aici. Acum, voi dacă vreți să veniți și mai în spate cu ele, este ok până unde doriți dumneavoastră. Eu vă arat doar ceva pentru inspirație. Da? Așa. Acum vom ține tot așa bareta. Pentru că atunci când coasem, scuze că am dat în. Deci, una, două, trei, patru, cinci. Aici va fi unde vom împungem primul. Deci, după ce am măsurat cele cinci degete, încă cinci piciorușe. Una, două, trei, patru, cinci. Da, și vom începe să coasem bareta. Este mai greu un pic aici pe masă, dar sper să reușesc. Deci băgăm prin V-urile de jos. Așa. Ne uităm să iasă. Și băgăm și prin baretă. Deci vedeți cum stă și bareta dacă am ținut-o așa. Așa, acum am terminat. Tragem firul și îl vom ascunde pe aici. Dacă este la fel, culoarea nu se observă. Vom tăia bareta. La fel o vom pune și asta la alta. Deci punem capătul fix aici. 1, 2, 3, 4, 5. Și de aici vom începe să coasem. Deci peste 1, 2, 3, 4, 5. Peste cele 5 piciorușe. Am pus-o invers. Deci punem la semn și începem să coasem, la fel și aici. Da? Și astfel papucul nostru va arăta așa. Eu vă doresc spor la treabă. Și să coasem, să-l vedem cum este gata și asta. După cum vedeți, bareta care vine din interior, de la vârf, este peste cea care vine din exterior. Acum voi prinde puțin și mijlocul. Doar puțin ca să se țină de cea de jos. Deci, când faceți al doilea, trebuie să țineți cont de primul. Deci, eu am mers așa. Of, mă iese de nac. După ce am cusut totul, aceștia sunt papuceii. Dacă v-a plăcut, eu vă doresc spor la treabă.